Ce credeți despre control politic asupra presiei? Eu vă fac o propunere, stimată doamnă, ca împreună cu colegii să formulați absolut tot ceea ce considerați ca reivindicări, obiecții, propuneri, inclusiv și legislative. 25 de ani de când sunt în presă și tot fac reivindicări și propuneri. Stimate doamne, eu sunt de un an, de 2 ani aici în clădirea Parlamentului. Asta nu vă scuză. Într-un an reușim multe. Într-un an ați dublat prețul la informații. Eu vă propun să ne vedem săptămâna viitoare într-un format pe care îl doriți. Într-o ședință în care expuneți clar care sunt obiecte. Dar de ce trebuie să propuneți, dar noi deja am propus, suntem aici. Stimate doamnă, la ora peste 2 minute începe ședința plenului parlamentului. Știți, eu peste... Și este foarte important. Dați-mi voie să închei ceea ce vreau să spun. Cetățeanul de rând, viața cetățeanului de rând, depinde într-adevăr și de activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră, dar și de activitatea mea. Prin activitatea mea, în clădirea Parlamentului, numai puțin. Dumneavoastră mi-ați spus că v-ați alergat, acolo n-ați salvat viața cetățeanului de rând, ați cheltuit bani public. Stimate doamnă, noi vorbim despre libertatea presiei sau vorbim despre maraton? Dumneavoastră ați venit să discutați despre problemele presiei sau vorbiți despre faptul Andrean Candu ce face cu familia sa, cu primul rând. Bodyguardii sunt familia dumneavoastră? Stimate doamnă, dacă eu am rugat și bodyguardii să iasă să facă activitate sport, asta e o chestiune foarte bună până la urmă. Dacă vreți să avem o discuție privind la tot ceea ce vă deranjează la nivel de libertate de presă, la nivel de profesionalism, la nivel de comunicarea presă cu politicul și așa mai departe, eu vă sunt disponibil să ne vedem, de exemplu, săptămâna viitoare, într-un anumit format. Dați-mi voie să închei ceea ce am vrut să zic. Dar eu când o să vorbesc? Fică eu până acum v-am ascultat. Și dumneavoastră, în afară de că ați scandat libertatea presiei și altele, dumneavoastră, dar